Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bine v-am regăsit la Spunem Cum, aici unde puteți descoperi oameni frumoși cu povești impresionante de viață. Astăzi o veți cunoaște pe Cristina Lia, femeia care construiește case pentru săraci din salariul ei de vânzătoare la un fast food. Aceasta a renovat din temelii casa unei familii cu 7 copii, îi ajută pe bolnavi și nu întoarce spatele celor care strigă după ajutor. Scopul acestei femei este să ajute și nu cere nimic în schimb decât o îmbrățișare de mulțumire. Vă invit să o cunoașteți. În timp cât am stat în spital, a fost un cutremur de 5,2. 18 ani după aceea, același cutremur de 5,2 a fost în Baltazar Arsenie, când eu dormeam tot lângă patul ei și tot în spital și tot într-o stare critică. Când am deschis ușa capelei, am simțit că mă duc să profit de Dumnezeu. Wow. Am simțit că îl păcălesc din nou cu o cerință. Nu știu dacă este frumos din partea mea să vă întreb ce salariu aveți. Minimul pe economii. Acei bani ajung. Dar și chiar ajung. Față de cum înainte nu ajungeau, acum ajung. De ce ajung? Visez la un centru în care trecutul să întâlnească prezentul. Copilul să atingă mâna bătrânului și bătrânul să fie tras de mâna copilului. Visez poate prea mult. Dragii mei, am revenit în platou și alături de mine se află Cristina Lia, care vine tocmai de la Rovinar, special pentru acest interviu și pentru asta vă mulțumesc frumos și vă sunt recunoscătoare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Cum v-a fost drumul de la Rovinar spre București? Toate bune? Toate bune, toate bune. Mă bucur plec foarte. Mai de dimineață am ajuns foarte bine. La ce oră ați plecat? Cam pe la ora 5 dimineața. La ora 5 dimineața. Vă sunt recunoscătoare din nou și aș vrea să menționez faptul că dumneavoastră trăiți și munciți pentru a-i ajuta pe alții, iar acest lucru m-a determinat să vă caut pe tot internetul până v-am găsit și iată că am reușit să ne întâlnim și în această seară sunteți la Spunem Cum. Vreau să vă întreb acum cu ce vă ocupați dumneavoastră. Acum sunt vânzătoare într-un fast food de 10 ani de zile, lucrez în același loc de muncă și să sperăm că mă va continua. Voi continua acolo. Așa cum am spus și în intro, oamenii au aflat deja că din salariul de vânzătoare încercați să-i ajutați pe cei nevoiași și mulți ar spune cum vă descurcați. Și s-ar întreba, de ce o femeie cu un salariu atât de mic ar face astfel de gesturi atât de mari? În spatele a tot ceea ce fac acum există o poveste, o poveste care la început a început mai greu, dar în timp ne-am dat seama că ne-a schimbat cumva macazul vieții, ne-a schimbat rolul de a trăi. Am simțit că nu mai trebuie să trăim doar pentru noi și trebuie să mulțumim cumva pentru ceea ce am primit până atunci. Mi-aș dori să începem să povestim, să ne spuneți despre ce este vorba, ce s-a întâmplat de fapt. În iarna la 2016, fiica mea a avut un accident, fiind pasageră, un accident foarte, foarte urât, în care a fost transportată cu elicopterul, a fost adusă aici la București, la Baltazar Arsenie, pentru că rănile la coloană, problemele la coloană erau foarte, foarte grave, nu li s-a dat prea multă speranță de a merge. Medicii aici au mers doar pe ideea să curățim zona și să mai atenuăm din durere. Și cumva Dumnezeu a avut alt plan cu noi. A fost momentul în care, a doua oară, cum s-ar spune, fiind cu fiica mea în spital de la nașterea ei, pentru că lucrul acesta s-a întâmplat la fix aproape 18 ani de la nașterea ei, am vorbit cumva cu Dumnezeu atunci. A fost tot
o discuție așa mai serioasă cum a venit și mi-am dat seama că n-am putut să mai cer nimic vreau pentru fiica mea. Puțin să ne oprim pentru că sunt încă multe de spus până la momentul în care ați intrat în capela spitalului. Fiica dumneavoastră a fost transportată cu elicopterul SMURD la București. Medicii au spus că nu ar mai fi șanse ca ea să meargă vreodată. Da. Ce a fost în sufletul dumneavoastră când ați aflat acest... Ca părinte, nu a preiei informația într-adevăr. Este foarte dureros, dar nu mai mă interesa că nu va merge. Mă interesa să trăiască. Nu mai conta cum mi-o lase Dumnezeu, conta să mi-o lase. Și tocmai așa mi-am dat seama că n-am vorbit cu Dumnezeu că nu e nevoie să mai cer eu nimic. Pentru că, într-adevăr, toată viața, după cum vă spuneam, am cerut. Așa am cerut toți. Toată viața. Și atunci când a fost să vorbesc din nou cu Dumnezeu, mi-am dat seama că nu mai pot să cer nimic. Pentru că n-am oferit absolut nimic pentru tot ce am avut. Ei, atunci a fost legătura în care am simțit apropierea foarte mare a lui Dumnezeu, ca și cum... Mi-a zis, du-te că va fi bine. Ca și cum după cele 9 ore care erau preconizate să dureze operația de curățare și atât de toate de astea, mult? Foarte mult, mi-am dat seama că cât să tu să-mi iau 90 de minute la capelă, nu a apucat să poate nici anestezia să-și facă prea mult efect, cum ar veni până ajunge la masa de operație. Dar totuși ceva m-a îndemnat să urc sus în salonul fetii. Exact cum am ajuns sus, a venit targa cu ea. Ea striga, țipa, o durea. Eu m-am gândit că pur și simplu au renunțat. M-am gândit că aducându-o înapoi atât de repede, au renunțat să mai facă ceva acolo. Au considerat poate că nu se merită decât poate o fi curățat cumva. Și zâmbetul medicilor, a asistentelor, nu vorbeau cu mine. Ei vorbeau între ei. La început râdeau și vorbeau între ei. Mi se păreau că sunt luată cumva așa, nu mă văd acolo. Vă ignoră. Mă ignora total și spuneam, cum, ați operat-o. Și domnul doctor Murășan intră și spune, când lucrez cu Dumnezeu, orice este posibil. Și râzând, eu, de ce râdeți? Știți, într-o situație... Da, e foarte grav, mi se părea foarte gravă, totuși vii cu un copil care pur și simplu mi-l dai înapoi și poate nu o să mai meargă niciodată. Tu râzi și spui că e bine. Și asta vi s-a spus de fapt că... Exact, a spus că fără, când lucrez cu Dumnezeu orice este posibil. Ei, ne-am dat seama că Dumnezeu a urcat înaintea mea din capelă și a făcut totul, pentru că copilul meu până seara era în picioare. Copilul meu era ridicat de pe pat după 3 săptămâni de stat în pat, pentru că așteptam atunci, era cam greu de intrat pe salele de operație și plus că așteptam să se retragă din inflamația care era apărut atunci. Deci operația trebuia să dureze 9 ore și a durat 90 de minute. Și a durat 90 de minute. Exact. Dumneavoastră ați coborât în capela spitalului pentru că ați spus că atât v-a mai rămas de făcut, exact, să vă rugați. Doar Dumnezeu ar mai fi putut face ceva, ceea ce a și făcut, exact, atât de repede, în 90 de minute. Fiica dumneavoastră a urcat și s-a ridicat. Și s-a ridicat. Exact. Ce putem să cerem mai mult? Că ni se oferă lucruri și minuni. Că orice vom face în viață, dacă ni se ia scopul, singurul țel al nostru sunt copiii noștri. Pentru ei facem. Indiferent ce vom face, indiferent cât vom clădi pentru familia noastră, la sfârșit poate să-ți ia țelul. Poate să-ți ia singurul bob de aur cu care vei, tu îl prețuiești și poți să rămâi fără. Atunci mi-am dat seama că orice am făcut eu în spatele meu, în familie, și am luptat pentru tot în familie, să aibă copiii mei, să avem noi, să avem ai familiei, mi-am dat seama că nu valorează absolut nimic. Deci absolut nimic. Cum a fost conversația cu Dumnezeu în acea capelă? Cum este să stai de vorbă cu Dumnezeu când ești disperat? Am intrat, n-am putut să fac decât un singur pas, pentru că prima intrare când am deschis ușa capelei, am simțit că mă duc să profit de Dumnezeu. Wow. Am simțit că îl păcălesc din nou cu o cerință. Am simțit că atunci când deschid ușa aceea, eu dacă cer, sigur mi se va da. Wow. Dar am preferat, mi-am dat seama că m-am așezat pe... Deci nu m-am așezat în genunchi. Nu mi-am împletit mâinile, m-am așezat pe scaunul de după ușă.
exact cum să intră în biserică, în capelă. Și discuția a fost, iartă-mă, că am simțit că vin din nou și cer. Am zis, iartă-mă că eu iar cer și nu am dat nimic pentru tot ce mi-ai dat. Lucru care, exact cum îți povestea, acum 18 ani în urmă, am cerut din nou viața copilului meu când s-a născut și acum vin din nou și cer viața copilului meu. Și eu perioada asta ce am făcut? Să ofer în schimb ceva, cât de mic, ceva pentru altcineva, cui am creat eu bucuria care mi-a creat-o mie Dumnezeu, cui am dăruit eu speranța pe care mie mi-a dat-o Dumnezeu. Nu cred că, indiferent cât vom vrea noi să facem, nu-i suficient. Indiferent, pentru noi este egal cu zero. Ce cerem pentru noi sunt nimicuri. Deci când vom cere pentru noi acele lucruri, indiferent ce vom cere, vor dispărea în timp. Și o casă, și o mașină, și pământuri, și averi, și totul, totul sunt doar nimicuri. Când te pune în fața faptului în care ți ia bobul de aur pentru care tu faci acele lucruri. Același cutremur de 5,2 a fost în Baltazar Arsenie. Mi-am dat seama că ceva se întâmplă cu mine, prin mine ceva, eu trebuie să fac ceva ca să remediez situația. Ați menționat puțin mai devreme că în urmă cu 18 ani din nou ați cerut ceva lui Dumnezeu, viața fetiței care abia se născuse, da. Și ați fost internată la fel în București cu fetița. Ce s-a întâmplat de fapt atunci? De ce spunem că cumva Dumnezeu și-a făcut tot timpul prezența acolo lângă mine și simțită prezența? Pentru că în timpul când eu eram internată cu fata mea în spital, aveam atunci o problemă după naștere, nu, s-a dat șanse că va trăi, m-a trimis, am stat vreo 3 săptămâni cu ea în starea în care apăruse, avea o intoleranță la lactoză ceva și nu puteam să o alimentez, nu mânca lapte, nu aveam cum să crească, nu creștea un gram, în 3 săptămâni nu crescuse niciun gram. Și ajungând la spital la mine la Rovinar, uitându-se un medic pediatru mai bun care s-a nimerit în cabinetul medicului de familie, a zis imediat, mâine cel târziu va trebui să ajungă cu ea la București, copilul acesta moare. A fost seara, am botezat-o, ca în scurt ce ar fi, n-o las, și am plecat dimineața la București, la Baltazar Arsenie. Am stat vreo 2 luni și ceva, aproape 3 luni în spital, mi-au pus-o pe picioare. Ei, în timp cât am stat în spital, a fost un cutremur de 5,2. În timpul acela a fost acest cutremur. Ducându-mă peste 18 ani înainte, după aceea, același cutremur de 5,2 a fost în Baltazar Arsenie, când eu dormeam tot lângă patul ei și tot în spital și tot într-o stare critică. Toate lucrurile astea s-au acumulat. Până la operația fetei a fost așa, nu m-au lăsat să le uit. Cum s-aș spune, mi-apăreau din nou. Erau lucruri similare care eu le mai trăisem și cu suferința și cu tot erau la fel. Și mi-am dat seama că Dumnezeu te scutură odată, te scutură a doua oară, dar poate a treia oară nu-ți mai dă posibilitatea să te mai ridici. Nu te mai scutură, te coboară de tot. La cea de a doua internare, la cel de al doilea cutremur, v-ați pus un semn de întrebare? Exact. Pentru că nu am știut, în spital nu am știut când am auzit cutremurul, deci a fost tot posibilul, s-a spus acele cifre la cutremur trecând pe lângă mine. În spital nu aveam atunci internet cu 22 de ani aproape, când a fost prima dată, dar cineva a spus, a fost cutremurul de 5,2, dacă era mai tare nu știu ce ne făceam. La celălalt cutremur acum 2016, nu? 2016. Cineva a spus, uitându-se pe telefon, 5,2, exact lângă mine. Sunt aceleași cuvinte, 5,2. Am rămas, a fost brusc. Momentele în care mi-am dat seama că ceva se întâmplă cu mine, prin mine ceva, eu trebuie să fac ceva ca să remediez situația. Și cumva am început, după tot acest timp am venit acasă, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Dar spuneam, Doamne, eu nu stau în genunchi, nu mă pricep să fac rugăciuni, nu mă pricep să-ți cânt ode, nu mă pricep să,
să stau în biserică cu orele, cu, să țin toate posturile, ce fac, Doamne, eu, cum îți mulțumesc? Neștiind, pentru că neștiind lucrurile astea, gândindu-mă în spate, în timp, stând un pic de vorbă cu conștiința mea, multe lucruri a vrut Dumnezeu să-mi arăte în perioada în care, după nașterea fetei, între nașterea fetei și până în momentul acesta, în care erau dorințe ascunse ale mele, și cu bătrâni, și cu copii, dar nu îndrăzneam să fac mai mult, pentru că, într-adevăr, nu am fost niște oameni bogați, abia eram în stare pentru familia noastră să oferim. Și mă gândeam, dacă nu sunt în stare să hrănesc familia prea bine, fi în stare să hrănesc pe alții, să umblu după alții, să ofer, neștiind că nu făceam eu nimic, Dumnezeu făcea totul, doar eu să fiu acolo. Exact ca și acum, nici acum nu eram atât de bogați, sau bogați, nici nu pot să spun bogați, că e un vânt prea mare e pentru prea mine. Mare. Ce vreau eu acum? E atât de important ce ați spus puțin mai devreme și nu pot să trec mai departe. Ați spus că ați simțit că Dumnezeu, prin acele două cutremure, în două contexte identice, v-ar fi dat un semn. Și acum, cât de important e să înțelegem cum ne comunică Dumnezeu lucrurile și cum ne ajută să simțim care este menirea noastră pe acest pământ. Credeți asta? Cred foarte mult. Credeți în astfel de semne, poate pentru unii ar părea absurde? Toți le avem. Dar deci avem impresia că sunt coincidențe. Avem impresia că așa trebuia să fie. Mi se pare. Dar până nu treci, eu, acum 4 ani de zile, puteam să spun la fel. Spuneam la fel, pentru că am crezut tot timpul în Dumnezeu, dar am crezut în puterea Lui, nu în regulile Lui, cum ar veni. Și cumva mă simțeam că nu valorez nimic în fața Lui, pentru că părinții mei sunt oameni foarte credincioși, țin posturile, sora mea, merg la mănăstiri, fac pelerinaje, tot timpul ceea ce făceau ei, eu nu făceam. Eu preferam să mă înfund în muncă până la capăt și nu mai mă simțeam bine făcând lucrul ăsta, doar să muncesc. Ați spus că în spital, în capela spitalului, vă simțeați o profitoare, exact, pentru că ați ajuns din nou să îngenunchiați și să cereți din nou, să-i cereți lui Dumnezeu ca fiica dumneavoastră măcar să trăiască. În 90 de minute vi s-a dat răspuns și un răspuns, adică din punct de vedere, nu știu, cum v-au explicat de fapt medicii toată această minune? Din punct de vedere medical, cum s-a explicat medical, totul? Au reconstruit vertebra și au spus așa, nu s-a nicio leziune la miile de cioburi care erau acolo, o vertebră este construită 85%. Și toate cioburile, le-au fost cioburi, nu a atacat absolut sacul dural. A zis, făcea. Nu credeam la cât am văzut remeneu și nu numai eu și restul, nu credeam că poate să fie atâta dezastru din coloană, în care avea 4 locuri, fisuri și toate celelalte, dar acolo era locul cel mai important, că poate ca sacul dural să nu fie afectat absolut deloc. De aceea a spus că este minune, mi-a zis și ei, făcea, nu credeam că o să reușim așa ceva, făcea, dar nu noi am reușit, altceva s-a întâmplat acolo. Și de ce vă zic altceva? Că nici eu n-am simțit cele 90 de minute. Ei au crezut că au intrat și au ieșit. Exact ce am simțit și eu, același lucru. Am stat 90 de minute în biserică, dar n-am simțit că am stat 90 de minute. Când stai undeva, te plictisești, pur și simplu, nu am simțit lucrul acesta. Cum ați ieșit din capelă? Starea era alta decât... Starea simțeam că deja m-a luat cineva și m-a dus acolo. Eram atât de ușoară, eram atât de liniștită. Exact ca și cum... Spune cineva, lasă că va fi bine, unde te duci să capezi ceva. Va zice, nu, s-a rezolvat totul, poți să pleci mai departe. E ca și cum? A fost o stare de liniște sufletească. Nu am atâtea cuvinte să explic în care liniștea. Și e liniștea, că pur și simplu este o liniște interioară enormă în care nu mai îți dă voie să gândești la altceva. Nu mai poți să gândești ce o fi, cum o fi, nu. Este credință. Exact, ajunge, este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Este atât de simplu de explicat. Exact. Ce credeți că poate să fie mai mult și confirmarea?
Wow. Că Dumnezeu îți aude. Important e doar să vrei, important e doar să ceri. Să ai inițiativă. Și să dorești din suflet să faci bine în acolo. Cât de mult v-a schimbat această experiență după ce ați ieșit de pe ușile spitalelor cu fica pe picioarele ei? Exact. M-a schimbat enorm. Enorm și mental m-a schimbat enorm. Pentru că nu mi-am dat seama că după toate problemele acestea, de multe ori, când faci un sacrificiu și vrei să faci ceva, ai impresia că îl vei face greu, că îl vei face cu bătături, cum s-ar spune, că vei înfrunta atât de multe greutăți. Eu nu. Deci chiar n-am simțit, din contră, ajunsesem să mă simt vinovată că mă simt bine. În anumite situații ofeream fericire. Cum să nu te simți bine când oferi lucrul ăsta, când oferi speranță? Eu cred că nimeni, în lumea asta, putem să dăm orice. Dacă dăm unui om și întindem unui om să-l ridicăm de acolo, din mocirla lui, și să se uite în ochii noștri, să nu știe cum să-ți mulțumească, și poate nici nu avem nevoie, că tot timpul le mai zic și celor din echipă, noi nu avem nevoie să ne mulțumească. Noi avem nevoie să mulțumim noi lui Dumnezeu că ni s-a oferit ocazia să facem un bine. În rest, totul e doar fericire. Pentru noi, momentan, e fericire. Nu-i greutate, nu-i absolut nimic. Cum începe prima acțiune de binefacere? Am început după un an de zile așa, nu prea a fost acțiune. A fost doar ajutorare, hrană, medicamente, haine. Simțeam că nu-i suficient. Și simțeam că cumva omul, dacă... Nu știu cum să explic, de multe ori te duci la caz cu o haină, poate mai găsește el o haină. De mâncare e enorm, că acolo e problema hrănii. Dar primul caz care pe mine mi-a schimbat și mi-a arătat ca și cum exact a fost în ziua accidentului. Deci exact pe 18 decembrie, pe 18 decembrie dimineața am văzut pe Facebook cineva părea că cere o mașină de spălat în zona mea, zona Negomirului. Și eu mi-a sfârșit așa sufletul, ceva în mine. De regulă nu aveam Facebook, atunci mai căpătam de pe la copii seara când ajungeam acasă, de pe telefoanele lor. Și parcă ceva trebuia să ajung a doua zi la servici și am început să vorbesc despre lucrul ăsta. Nu puteam să tac, eram atât de bucuroasă de nu știam ce am. Trebuia să ajung acolo, nu știu. Toți spuneau, ce ai? Trebuie să ajung acolo. Și vorbim cu o colegă pe... Și zic, păi stai că eu cunosc omul acela, l-am văzut în oraș. Dacă îl văd, îl strig. Da. Știți cât a fost lucrul ăsta? Maxim într-o jumătate de oră. Acel om care era la 20 de kilometri, stătea la 20 de kilometri de Rovinari, a trecut prin fața magazinului la mine, a trecut prin fața fast food-ului. Și am vorbit și am zis până de seară, ai mașina de spălat. Știam că ies din tură, știam că ies cu bănuții, cumpărăm mașina de spălat, între timp eu începusem cu clienții, haide să ajutăm, mergem și facem bănuții, care se duce cu mașina, care o cumpără, să ducă la magazin, să intereseze de ea, nu prea puteam să plec de acolo. Până în ziua când a fost 18 decembrie, am ajuns la el la poartă. Ce mașină de spălat, ce nevoie enormă, că casa era din lemn de vreo 200 de ani și în căsuța aia am întâlnit doi copii, 10 și 11, 12 ani. Fată și băiat, blond și brunet. Exact ca și copiii mei. Băiatul meu e brunet, fata mea. Când am văzut, am simțit foarte mult lucrul ăsta, ca și cum sunt copiii mei, nu știu de ce. A fost acolo, odată ce am intrat în casă, mi-am dat seama că totul era improvizație la curent. Atârnau firele peste tot. Fum, cât vedeam cu ochii, jos. Bârnele acelea care erau puse, erau așa. Deci nu erau astupate. Și restul, dezastru. Fără geamuri, aveau haine băgate în geamuri ca să nu intre frigul. A fost clipa în care am zis, dacă n-ajuți omul cum trebuie, degeaba îl îmbraci și pui haine cu saci de haine și îl îngropi în saci de haine sau în mâncare la fel. Dacă nu l-a ajuns să nu-i fie frig, tot ce era acolo era umiditate. Și exact cum am simțit eu, frigul și umiditatea, copiii îl simțeau continuu acolo. A fost o săptămână în care am cerut ajutor pe Facebook, care pentru prima dată postam și aveam nevoie, de așa am început să strig. Cum vi s-a răspuns? Vă spun sincer, pentru... E enorm de frumos. E enorm de frumos, de ce? Pentru că eu lucrez lângă poliție.
polițiștii mă cunosc de atâția ani, au crescut, cum s-ar spune unii, în fața mea și alții au îmbătrânit, cum s-ar spune. Ei, când au văzut că strig, au început să zică, cu ce te ajutăm? Au venit ei cu tuburi, am pus hidrofor, am tras din... Degeaba aduceam o mașină de spălat, ei nu aveau apă. Fântâna era blocată toată cu fiare, cu... Am curățat fântâna și am pus acolo, doar spuneam geamuri, imediat ajungeau geamurile, nu știu cum, deci mi-am dat seama că orice aș face, nu ai cum să spui un lucru, să n-apuci să-l spui în altă parte și să-ți vină. Deci nu ai cum decât Dumnezeu făcea lucrurile acolo și atunci mi-am dat seama, vorbind, că este o distanță de 26 de kilometri, am vorbit în mașină cu Dumnezeu, Doamne, eu până de Crăciun, dă-le căldură în casă, dă-le să aibă, să simtă că cineva și le pasă de ei, că cumva nu sunt singuri. Vă spun sincer, când, exact în ajunul Crăciunului, când aștepta toată lumea pe Moș Crăciun, mai trebuia să punem păturile pe pat. Aha. Crezând că, fiind acolo singură, crezând acolo că mai am o pătură, am fost înșelată de culoare, era o căptușeală într-un sac de haine și așa, mai am o pătură acolo, două le-am adus și mi-ar ajunge să pun pe patru să fie cald. Nu era o pătură, era o căptușeală de haine. Atât am apucat să intru într-o cameră în cealaltă și am zis, Doamne, cum îi las fără pături pe pat? Nu pot, îngheață copiii ăștia, nu ai cum, până se încălzește, era dat cu vară în cameră, era podit tot atunci, era răcoare în cameră, da, în plină iarnă. Intrând într-o cameră în alta, luând niște plase, uitându-mă în ele, intră pe ușă, intră doi soții cu două pături noi. Ce credeți că poate să fie mai mult și confirmarea? Wow. Că Dumnezeu îți aude. Important e doar să vrei. Important e doar să ceri. Să ai inițiativă. Și să dorești din suflet să faci bine în acolo. Nu pentru altceva, decât pentru a face bine în acolo. Care erau speranțele că veți putea ajuta familia aceasta atunci când ați postat mesajul pe Facebook? Speranțe n-a fost. Nu m-am gândit că altcineva va simți ce simt eu. Nu m-am gândit absolut deloc. M-am gândit cum gândeam eu, pentru mine. Nici eu poate nu săream. Dar am zis așa, atât cât am, voi face din ei ce am. Dar nu voi lăsa până nu voi finaliza ce am început. Nu a fost ceva wow, dar când am văzut că polițiștii au chemat pe taților, au chemat familiile lor să ajute la podit, la pus la geamuri, la schimbat de uși, la lucrurile care... Vă dați seama că pentru mine lucrurile astea, dat cu bilineaua, că pur și simplu era tot o funingine. Am avut băieți care au venit doar pentru a da cu bitineaua. Nu știm să facem nimic. Ce facem? Dăm cu bitineaua. Ne pricepem. Deci și copiii după atâta timp sunt ca și copiii mei. De aceea spun, cumva... S-au atașat și v-ați atașat. Ne-am atașat foarte mult unii de alții și ascultă de vorba noastră și încearcă să ridice pentru mine ideea de a fi învingători. De a te lupta să ieși din mocirla aia altfel este enormă. Eu trag de el, cum s-ar spune, dar dacă el nu vrea să se ridice, e foarte greu ca o persoană, indiferent, poți să-i faci orice. Dacă se limitează la nivelul ăla, acolo rămâne, dar ei își doresc atât de mult să răzbească. Și... Pe bună dreptate ați spus următoarele cuvinte, atunci când lucrezi cu Dumnezeu nu există timp și orice este posibil, probabil mulți nu ar înțelege cuvintele acestea, dar iată că Dumnezeu chiar lucrează atunci când te aștepți mai puțin. Exact. S-a întâmplat, și vreau să fiți sinceră, dacă s-a întâmplat să rămâneți dumneavoastră fără bani, ajutându-i pe alții. Da. S-a întâmplat, dar n-am noroc cu soțul meu că mai căpătam cardul lui din când în când și acopeream, nu lăsam. Dar să nu credeți vreodată că de multe ori, dacă eu dau puținul pe care l-am, Dumnezeu pune 100. Exact cum a venit o vorbă a unui medic care a zis, Cristina, e suficient să punem o cărămidă și Dumnezeu va pune 100. Nu vă spun că a fost cuvintele care nu le-am avut niciodată și nu știam să le explic. A fost cuvintele care au venit, cum s-ar spune, de a explica toată situația noastră. Am zis tot timpul, lasă să iau salariu. Dacă iau salariu, sigur se va rezolva. Dacă eu îi voi da cu dragă inimă, se va pune mult mai mult pe lângă el și se va face. De ce zic? Pentru că perioada de până să fac asociația, n-am putut să iau bani de la oameni. Simțeam că nu pot să dovedesc față de ei și nu vroiam să creez acea... să nu aibă încredere, să zic că, vai, i-am dat bani, cine știe ce a făcut, nu. Îi luam pe la magazine, cumpărau ei ce trebuia, sau online, sau cum vrea, strict ce trebuiau și cât trebuiau să cumpere.
și ați dat foarte mult din salariul dumneavoastră. I-am dat pentru că am simțit că muncind mă făcea mult mai fericită dacă îi dădeam acasă pe haine sau pe facturi sau pe lucrurile astea. Și la mine s-a văzut lucrul ăsta, că și nici soțul nu mi-a putut niciodată reproșa, pentru că eram atât de împlinită. Euforică, deci nu vă zic, deci eram euforică când făceam ceva și pentru mine era, dacă mai aveam și mai mult, era și mai bine să-i dau și nu știu, poate cumva, și de ce zic, toată viața am muncit, aveam și câte 3 servicii și tot nu mi-ajungeau banii. Adică vreau să fac și mai mult și mai mult și tot nu aveam, pentru că până în accidentul fetei mele, aveam 3 servicii. De ce zic că am muncit foarte mult ca să fac bani, să strâng, să fac și în definitiv tot n-am fost atât de împlinită cum sunt acum. Când am mai puțin, dar parcă simt că am... Aveți un singur loc de muncă. Acum am un singur loc. Iar restul timpului vi-l dedicați celor în nevoie. Nu știu dacă este frumos din partea mea să vă întreb ce salariu aveți. Minimul pe economie. Minimul pe economie, wow. Dar este suficient. Niciodată n-am cerut mai mult, fără cuvinte. Nici măcar patronilor mei. Pentru că am simțit că acei bani ajung. Dar și chiar ajung. Față de cum înainte nu ajungeau, acum ajung. De ce ajung? Ca să tot timpul, ca așa vorbea soțul, mă, totuși, nu, orică m-am schimbat eu și nu mai mă gândesc absolut de la munca, la bani, dar totul vine și totul se duce acolo unde este necesar. Incredibil. Încă o palmă pe care o primesc de la un alt invitat și anume dumneavoastră. Nu știu dacă știți, aici la Spunem Cum vin oameni cu suflet mare, oameni care ne învață ce înseamnă viața cu adevărat și vă respect pentru asta. Mulțumesc, da. Cred că suntem doar oameni, simpli oameni, nu ne vedem mai mult. Eu una nu mă văd pentru că nu le fac eu. Exact cum spuneam. Eu, ca simplu om, doar sunt acolo. Că cer, într-adevăr, poate am devenit cerșător profesionist pentru a face lucrurile astea. Dar Dumnezeu face totul. Indiferent cât am vrea noi să facem, poate sub alt fel, altă formă, nu facem nimic. Dar dacă facem și cerem pentru lucrul ăla de la Dumnezeu, doar pentru fericirea la un singur copil, dacă îl facem fericit într-o familie și un singur copil dacă rezolvăm și ajutăm, înseamnă enorm pentru noi, pentru că Dumnezeu știu că va face mult mai mult în spatele nostru și va schimba viețile celorlalți, doar ca noi să ne ducem acolo și să cerem. V-ați făcut un scop din a ajuta pe oameni. Vreau să vă întreb, cum arată o zi din viața dumneavoastră? Ținând cont că lucrez cu săptămâna la serviciu, o săptămână lucrez, una sunt liberă, una de dimineață până seara. Oh. O lucrez așa, cealaltă sunt liberă și deja săptămâna de lucru îmi fac planul pentru cealaltă săptămână. Deci începem o parte din echipă, începem cu distribuția de haine care tot vin, una de alimente. Eu preiau părțile care sunt mai grele, cazurile și problemele de rezolvat în cazuri. Ce înseamnă? Ne puteți da câteva exemple de cazuri mai grele? Cazurile, de regulă, când ajungem, căutăm să mergem fix pe nevoia lui. Mm-hmm. Deci fix, adică să, în primul rând, de exemplu, ajungem la o casă, să vorbesc despre ultimul caz care l-am terminat. Am ajuns la o casă în care băiatul avea 17 ani, i-a murit tată în ianuarie, mama i-a murit când noi încă eram acolo și am preluat cazul. Mama lui bolnavă de cancer, nu am simțit atunci, noi cunoșteam cazul că are a fi bolnavă, nu ne-a spus nici ea, nu a știut. Noi când am ajuns la caz, ne-am dus cu alimente de Paște, cum ne-am dus la fiecare. Și atunci ceva a zvâcnit, starea ei a zis că copilul ei va rămâne singur, mama a zis, va rămâne singur, va rămâne între străini, nu are pe nimeni. Ce să face singur la marginea pădurii și în întuneric. Cuvântul ăsta întuneric mi-a captat altfel atenția, încât ca și cum a prins întrerupătorul acela. Și atunci ne-am dat seama că ei nu au curent, nu aveau apă curentă de... Și era la marginea unei păduri, într-o casă, nu prea casă. Copilul acolo s-a născut într-o cocioabă, altfel nu am cum să o numesc. Și am început
să stric pentru curent. Deci, pur și simplu, nu preiau un caz ca să-l umplu. Zic, Doamne, dăm să fac strictul necesar, ca să poată să trăiască mai bine. Ce trebuie, ce nevoie are. Mm. Am început să facem demersurile pentru curent, neavând absolut nimic. Casa nu erau pe numele lor, pământul nu erau pe numele lor, nimic. Și erau păcăliți că li se bagă curentul de câteva luni de zile, că au dosarul băgat. A fost o perioadă în care am vreo lună de zile, am lăsat să fie de acord să intre dosarul cu perioada aceea. Între timp luasem un spațiu la rovinar și umblam și eu să bag curentul la mine acolo. Vorbind cu o doamnă de acolo, de la CEO, sau... I-am spus, uite, doamnă, avem pe cineva, uite, așa, așa, cazul social, vorbisem de sine, uite, e bolnav, am vrea totul să băgăm, să apuce să vadă și ea becul aprins în casă, poate până se duce. De ce zic că Dumnezeu atunci mi-a dat lucrul cel mai de preț, cum s-ar spune, ajutorul? Pentru că doamna aceea, ce eu am făcut cu curentul în 3 luni de zile, doamna aceea mi-a făcut în 3 săptămâni. Curentul era băgat în 3 săptămâni, deja aveam toate actele făcute de la A la Z pentru a fi băgat curentul. Și să pasăm 90 de metri până am ajuns curentul acolo. Atunci mi-am dat seama că mai trebuie să facem ceva, nu o să ne oprim, pentru că sunt jumătățise suma pe care o strânsăsăm atunci. Deci a costat mult mai puțin. Și am zis, a mai rămas atât? Eu aș vrea totul să-i fac, să-i acopăr, să nu mai intre apa în casă, să mai construiesc o baie și un hol, cum ar veni în fața casei. Tot îi adusășim și apa. Și atunci a început construcția holului și venea. Seara făceam lista, a doua zi, Dumnezeu o citea cum ar veni. Și aveam totul pentru a doua zi. Aveam și bănuții necesari, ne intrase din acele formulare, pentru prima dată în cadrul asociației băgase în formularul 230 și ne intraseră vreo 7.000 de lei. Și deja aveam banii de rulaj, materialele veneau, noi aveam banii să luăm ce mai trebuia pe moment. Era, am zis, ce poate să mai bun să fie decât acesta? Deci avem bănuți, avem restul de bănuți care a rămas și am început. Doar fiecare i-a zis așa, ce considerați că am trebuit să facem aici? Și spunea, dau tabla pentru acoperiș un medic, eu dau lemnăria, eu fac asta. Alții spuneau, venim noi. A fost o perioadă foarte grea din cauza că toți aveau lucrări, erau în vară. Și spunea, venim noi 2 ore, veneau după serviciu oamenii și veneau 2 ore, pentru că după ce am dat acoperișul jos, casa a început să se miște, și-am consolidat-o cu pilon de autostradă, cum ar veni. Am îmbrăcat-o în pilon și cu centuri. Și nu știu cum să vă spun, totul a venit, nici nu visam vreodată că o să avem noi tencuială decorativă sau să o avem pe ea izolată. Deci spunea, venea lucrurile una după alta, deci nu aveai cum să spui nu, când Dumnezeu îți dădea totul la mână. Și tu acest să fii... caz este rezolvat totul. S-a făcut căsuța, s-a făcut tot. Vorba ce, rămăsese gardul când spuneam, Doamne, cum să plecăm, să nu închidem o poartă sau să deschidem o poartă. Și exact cum spuneam, sun pe o doamnă contabilă și spune, ia lasă că rezolvăm noi și pe gardul. Mi-a ajuns bănuții fix de gard și de boilerul la baie, să fie și apă caldă. Spuneam, ce putem să ne dorim mai mult, că Dumnezeu îți dă totul. S-au simțit beneficiarii? Ce v-au spus? Mama cum lui a murit între timp. A murit între timp. A murit, dar a văzut că nu va fi singur. El vă dați seama că se simte, a ieșit din bucla aceea în care era văzut doar ca un... ca săracul satului, cum ar veni. Ca marginalizat, un om, exact, așa cum și locuia. Ca omul care să fie folosit de toți. Și... de multe ori avem impresia că o casă nu te face altfel să te simți, dar pe el l-a făcut să se simtă om. Să uită în ochii noștri cu o bucurie. Până atunci copilul acesta nu vorbea, nu zâmbea. Deci nici nu avea de ce să zâmbească. Și de ce? Când își vedea câte 20-30 de oameni în curtea lui să facă ordine și stătea unul pe casă, unul pe jos, unul pe colo, pentru el era lucru mare, pentru că el a ajutat tot satul să muncească. Dar în curtea lui n-a călcat nimeni să ajute. Pentru un copil, că e un copil, a făcut 18 ani acum, este un copil care viața l-a ajutat. L-a ajutat luându-i ceva, dar dându-i altceva în schimb. Deci Dumnezeu a avut grijă și de el, ce să mai zicem. Prin dumneavoastră, păstrați legătura cu fiecare în parte? Da, monitorizăm cazurile, nu le lăsăm. Asta nu înseamnă că am plecat de acolo și nu mai trecem, nu.
monitorizăm, mai sunt nevoi, mai sunt probleme care nu le pot rezolva ei. Le rezolvăm noi. S-a întâmplat vreodată să rămâneți fără soluții, fără finanțe? Da, se întâmplă tot timpul, da? Niciodată n-am disperat pentru că am știut asta. Că nu-i cazul să vină atunci. Pentru că și așa am început să gândesc. Nu mai bat din picior, cum s-ar spune, acum vreau. Nu. Lăs să vină totul cum trebuie. Degeaba cer eu dacă altceva trebuia făcut în timpul ăla. Nu mai cer nimic. Am obișnuit doar să lăs pe Dumnezeu să-mi vadă nevoia. Și noi să continuăm. Este adevărat că ați participat la construcția caselor și fizic, nu doar cu inițiative și cu... Asta e clar. Da? Nu mai contează. Am învățat să facem totul. Deci nu suntem doar acolo. Coordonator. Deci așa, coordonator. Nu, nu avem cum să fim. Deci nu se poate. Indiferent care din noi, soțul meu, copiii, deci nu sunt doar voluntari. Deja au început să învețe meserie pe lângă lucrurile astea. Soțul e și instalator, și electrician, și zidar, și tencuitor. Tot ce face el, sunt pe lângă el. Dar am învățat, în timp am învățat să facem și noi de toate. Chiar dacă suntem femei. Vă apreciez foarte, foarte mult. Visez la un centru în care trecutul să întâlnească prezent. Copilul să atingă mâna bătrânului și bătrânul să fie tras de mâna copilului. Visez poate prea mult. Spuneați mai devreme că de o perioadă bună de timp nu mai aveți foarte multe pretenții în ceea ce vă privește. Nu știu, să vă cumpărați o haină, că așa suntem noi femeile, ne bucură orice achiziție, oricât ar fi de mică și de ieftină. Totuși, cum faceți? Dacă vă doriți și dumneavoastră ceva cândva? Nu mai am. De fapt, nu cred că am fost... Cumva Dumnezeu a avut un plan cu mine de la început. De ce? Pentru că niciodată nu prea m-am gândit la mine. Niciodată nu m-am pus pe primul plan pe mine. Niciodată. Au fost copii, au fost soțul, au fost părinți, oricine, dar nu eu. Nu, și în tot timpul nu m-am văzut atât de sus încât să fiu cumva. Chiar am și spus de multe ori, de ce mă bagi la înaintare în față, când eu tot timpul am fost în spate. Într-adevăr, a fost perioada de copil. La începutul căsniciei, poate mi-era drag să mai mă îmbrac, să mai mă aranjez, dar nu costisitor. Ajunsesem să-mi fac eu hainele. Atunci făceam cursuri de croitorie la început și îmi făceam eu cât consideram să mă îmbrac, dar nici de cum să mă duc să mi le cumpăr. Nu, niciodată nu m-am căutat să am vacanțe sau să am lucrurile astea. Nu. Nu mi le-am dorit atât de mult, pentru că exact până în accidentul fetei asta vreau să... Am muncit mult să-mi fac o casă, a fost costisitor, au fost rate, au fost bănci. Au fost lucruri care mă gândeam și după acest lucru, fac casa, dar să facem și ceva și pentru copii, că vor fi și ei la căsuța lor. Deci, n-am pus lucrurile astea niciodată, a fi noi. Dar aveți copii, cum ați spus. Ei acoperă au și ei toate, dorințele lor. Ei, acum, cred că din cauza aceasta și după aceea, fata mea, și și-a deschis un salon și începe să muncească. De fapt, are un an de zile în care se întreține singură. Wow. În care mă uit, aștept să ceară, aștept să zică. Nu! Și chiar sau de multe ori poate zic eu, uite, atât am avut rolul noi de a fi. Ne sună doar să ne spună că vrea să-și facă nu știu ce, să-și ia nu știu ce. Și nu, parcă simțim că ne cerăm nimic de la noi. Vă calcă pe urme. Cred că vă seamănă. Da, începe și ea. Nu, de fapt, cred că cumva ne-a schimbat pe toți lucrul ăsta. Este clar că împlinirea vine în urma binefacerii, dar vreau să vă întreb ce planuri aveți pentru viitor. Înainte de planuri, vreau să vă zic o istorioară cu 21 de ani, când veneam de la... Eu având casa la țară, la Olt, am o distanță de vreo 180 de kilometri, am luat pe cineva la ocazie, în mașină, soție. Eu aveam fata mică în spate și mă așteptam să se uite cumva, că ei ziceau că n-au copii și m-am uitat că nici nu i-a atrăgea să se uite cumva la fată, la copil, fiind micuț acolo cu câteva luni. Evitau contactul vizual și eu
un stil mai vorbăreaț, i-am văzut că erau foarte apropiați, se vedeau că era o legătură foarte strânsă între ei. Și i-am întrebat, aveți copii? A, nu avem copii, dar am înfiat bunici. Păi cum? Nu, am înfiat părinți. Părinți și bunici. Am rămas așa, am zis, totuși m-am uitat la ei, erau, vă dați seama, e vorba de 20 de ani în urmă, când lucrurile astea erau, wow! Da. Cum așa? Și în timpul foarte scurt, că ei s-au oprit la Craiova, în timpul foarte scurt au explicat așa, nouă ne-au murit părinții și noi am rămas cu două case goale, în care am luat bătrâni de la centrele, de la azil, și am dus acolo câte două perechi în fiecare casă. Și am făcut lucrul ăsta și ne-am luat părinți. Atât de mult mi-am dorit, n-am apucat să vorbesc prea mult, că s-au coborât jos, atât de mult mi-am dorit să câștig la loto, să pot să fac lucrul ăsta, să-mi cumpăr părinți, să-mi aduc, să-mi înfiez, să fac orice, să-mi aduc părinți lângă mine. Părinții mei plecând la Moldova, s-au crimei la Olt, nu prea sunt tocmai aproape lângă mine pe nimeni. Am fost singuri și atât de mult mi-a rămas lucrul ăsta în cap și am zis, Doamne, ajută-mă să fac orice, să pot să creez acea mângâiere de sfârșit de viață care este. Ce aș vrea să fac? E prea mult, poate prea mult visez. Visez la un centru în care trecutul să întâlnească prezent. Copilul să atingă mâna bătrânului și bătrânul să fie tras de mâna copilului. Visez poate prea mult, dar visez și Dumnezeu nu mi-a lăsat în suflet sămânța aceea cu 20 de ani dacă nu are un rol. Am încerc în anumite demersuri, încerc ca să fim băgați în seamă ca ONG-uri pe zona Gurjului. Cumva să fim chemați undeva unde să spunem necazurile zonei, exact de la firul ierbii, nu din birouri, de la firul ierbii, de unde se vede necazul, de unde se vede supărarea. Și cumva să nu lăsăm bătrânii pe unde trecem noi, unde sunt mâncați de fieri în pat. Deci sunt atât de greu, atâta suferință au bătrânii, uitați, așteaptă să moară. Deci sunt bătrâni care nimeni nu le trece poarta cu ani de zile. Ce fericire ar fi pentru ei să stea undeva, unde să fie apreciat ca om, pentru că au muncit, indiferent cât, indiferent pentru cine, indiferent. Și poate dacă n-au muncit, important e că sunt oameni și trăiesc. Să nu-i lăsăm să ducă în partea elandă ca și cum nimănui le-a păsat de ei. Mi-aș dori lucrul ăsta. Ați spus că nici nu visați, dar Dumnezeu v-a răspuns în multe situații și nici nu v-ați așteptat. Deci, așa-i. Eu zic să visați. Și eu mă bazez tot pe El. Sunteți o femeie deosebită. Sunteți o femeie cu suflet mare și pentru că tot suntem în luna în care femeia este în centrul atenției, aș vrea să vă întreb, cum vedeți rolul femeii în 2021 sau care ar trebui să fie rolul ei în societate de fapt? Rolul femeii acum în societatea asta este doar pentru ea. Deci am ajuns în care femeile se văd. Poate nici pentru copiii lor nu mai sunt. Poate în familie nu mai vorbesc că au părinți, nu mai vorbesc că au copii, nu mai vorbesc că au soț. Ceea ce văd eu și de multe ori lucrul care mă mâhnește. Am uitat ca femeile să fie oameni. Am uitat ca să oferim. Am uitat ca să clădim bunătatea în sufletele copiilor noștri. Pentru că dacă nu punem acolo sămânța de bunătate, nici nu vom avea ce culege mai departe. Dacă învățăm să fie exact cum eram noi înainte, adică doar pentru noi, nu va fi exact la fel, vor cere nimicuri. Vor clădi în sufletul lor lucruri efemere, care, indiferent cât vor pune acolo, nu vor clădi nimic. Se va pune nimic peste nimic, vorba aceea. Important, rolul femeii ar trebui să fie să pună compasiune în sufletele tuturor. Atât, poate milă. Și să aibă zvâcul acela de a-l pune, ai văzut că a picat, du-te, nu te uita în stânga și în dreapta ce zice X și Y, uite-te acolo, ridică-l acolo, indiferent cum ar fi, în mocir-l, atrage-l de acolo, scutură-l, spală-te pe mâini și îți vezi ce simți. Nu contează ce zice cei din jurul tău, pentru că răutatea a devenit o modă.
A devenit o modă. Ce bine ați spus. Nu mai este nimic să toată lumea ce vede alții să fii, nu ce vede alții să fii. Gândește-te că ce vede Dumnezeu. Atât. Gândește-te că indiferent ce vom face, vom plăti. Totul e un bumerang. Indiferent că facem bine, de multe ori credem că primim rău, dar răul ăla, exact cum l-am primit eu, a fost bine. Un scop măresc. Exact, bine a fost. Nu vedem așa, vedem totul să ne clădim viața pentru a fi buni. Cât de frumos! Ați spus, m-au impresionat cuvintele acestea, o îmbrățișare de mulțumire este tot ce îmi doresc. De la oamenii pe care i-a ajutat. De multe ori, vă spunem sincer, când plecăm de la cazuri, vin copiii și se prind de picioarele noastre. Deci, gândiți-vă, sunt copii care n-au fost mângâiați niciodată, poate. Au fost ținuți în case doar pentru a mânca și atât. Grămadă, toți, n-au primit o mângâiere nici la proprii părinți. Ca să-ți vină un copil în acela și să-ți găsească ceva care lucește, să-ți vezi că spală și aranjează și o face și când vine, o deschide ca pe o comoară și ți-o dă ție. Eu nu cred că pe lumea asta poate să compenseze sau poate să însemne ceva mai mult decât să vadă că tu meriți să-ți dea ceva pentru ce ai făcut tu pentru el. Un copil de 2-3 ani, gândindu-ne, nu ne gândim la cei mari, ne gândim până și cel mic, atât de mic, realizează că cineva, cuiva i-a păsat de el. Chiar dacă aici pe pământ singur, răsplata este o îmbrățișare, sunt convinsă că undeva acolo sus răsplata va fi pe măsură, pe măsura faptelor. De multe ori nu mai cer nimic sub forma că eu cred că am primit prea mult și cred că niciodată nu voi putea da înapoi cât am primit. Și nu numai lucruri, nu mă gândesc niciodată la lucrurile în sine. Sunt copiii. E familia, e soțul, sunt părinți sănătoși, prietenii de pe lângă noi, oamenii care sunt buni și ne scoate buni în fața noastră și ne scoate la timp. Sunt lucruri care nu au valoare. Nu poți niciodată să cumperi lucrurile astea. Cât de interesant este cum unii nu se mai satură de bani și vor mai mult, își doresc mai mult, iar dumneavoastră cu minimul pe economie spuneți că ați primit prea mult. Pentru că așa este, depinde fiecare cum să simte fericit, dar vă căuta dintotdeauna banii și niciodată nu va fi fericit. Așa este. Cu siguranță cei de acasă vă apreciază la fel de mult și vrem să le spunem că asociația deschisă se numește Glasul Sufletului, un nume care vi se potrivește. Pentru că sufletul dumneavoastră are un glas destul de puternic și este... aude și este chemat exact. În fel și fel de situații. L-am numit Glasul Sufletului, de ce? Pentru că cineva m-a întrebat cum ajung la cazurile, că nu mă cheamă nimeni acolo. Și într-adevăr, eu așa ajung la cazuri, de multe ori. Nu mă cheamă nimeni acolo și eu mă mir că ajung acolo. Cuvintele care mi-au ieșit din gură au fost Glasul Sufletului lor. Pentru că, cred că cu sufletul m-au chemat acolo, pentru că altfel n-am... cum să-i explic? Nu m-a dus nimeni de mână acolo. Nu mi-a bătut în poartă să vină nimeni. Cum pot să explic că ajung într-o familie în care sunt 6 copii și trăiau în grajd, căutând pe altcineva de fapt, ajung acolo, în familia aceea, un vecin în spate intra să-mi ziceam că e grajd de acolo, a copiii cu pneumonie, deci găsesc un copil care are pneumonie acolo, trăiesc în condiții, deci prea puțin spus condiții, l-am dus la spital și spunea, dacă n-ajungeai, copilul murea. Și construind după aceea o casă acolo. Le-am construit o casă, care după un an de zile a luat foc. S-a făcut din nou. Deci ca să vă dați seama că cred că cumva nu terminasem. Construisem un zid în care nu mai am avut finanțe să terminăm în spatele casei. Făcusem un plan. Și după aceea, după ce a luat foc, după ce s-a făcut toate astea, s-a construit peste zidul ăla din continuare, s-a continuat încă 2 camere, cum visam eu atunci în timpul acela. Deci zic, nu ne terminasem treaba, nu vreau să văd partea rea a lucrurilor, n-am dat seama că nu terminasem. Dacă înainte să deschideți asociația, nu prea ați vrut să acceptați ajutor ca să nu se interpreteze greșit, dacă cei de acasă și-ar dori să vă susțină, unde pot dona? Avem contul asociației sau avem site-ul asociației, glasulsufletului.ro.
un singur cont avem. Nu avem mai multe, că nu ne permitem să le întreținem, e suficient acela. Nu avem fundraisere făcute pe Facebook, că n-am făcut niciodată. Dar singura modalitate este așa, sau prin formularul 230 care ne-a salvat la acea căsuță. Menționăm totuși că nu ați cerut asta, vreau eu să spun, de exemplu, dacă, nu știu, proiecte finalizate, dacă telespectatorii își doresc să intre să afle mai multe, sunt acolo pe internet, nu? Se găsesc acolo, okay. Sau pe pagina mea de Facebook sau pe pagina asociației, sunt acolo puse câte un pic de un pic. Am zis să ne laude alții, să nu ne lăudăm noi. Așa este, eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați făcut... acest drum pentru acest interviu. Vreau să-i mulțumesc și soțului dumneavoastră care se odihnește în mașină, pentru că a condus mult, a muncit de noapte, ați spus? Da, a fost chiar. Ok. Vă mulțumesc mult și vă apreciez din suflet. Mulțumesc. Dragii mei, astăzi ați cunoscut încă un om cu suflet de aur, aici la Spunem Cum. Încă o invitată care ne demonstrează că binele mereu va învinge. Din acest moment, Cristina Lia va rămâne în sufletul meu și sper că și în al vostru. Eu sunt Antonia Fudulu și, așa cum v-am obișnuit, vă dau întâlnire în fiecare duminică de la ora 20, aici pe A7 TV, cu povești impresionante de viață. Nu uitați că ne puteți urmări pe toate rețelele de cablu din România, dar și pe Facebook sau YouTube. Până data viitoare, vă doresc zile fără griji! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.